Vă salut, oameni buni! Astăzi suntem în 27 februarie. Am lucrat pe partea aceasta la nuclei de împerechere. Aici am avut niște căpșuni și le-am scos. O să le replantez în altă parte. Vreau să nivelez și să pun niște pânză să nu mai crească burianul. Să amenajez frumos pe partea asta. Pe partea cealaltă, aici, am gazon. Aici îl mai tund, mai mențin curățenia, dar aici nu puteam să mențin din cauza căpșunilor. Urmează să nivelez. Aici la vestiar am montat un dulap de haine, cobară de haine, o să mai pun acolo un cuier. Astăzi 28 februarie, am de altoit un cireș la stupină și vreau să iau altoi din cireșul ăsta. A fost altoit de mine acum vreo 3 ani de zile, pus aici la poartă. Este un cireș și galben de dulceață. Cireșul care vreau să-l altoiesc a fost un cireș sălbatic, l-am tot așteptat să producă ceva, nu a produs nimic, acum vreau să-l altoiesc și o să iau un altoi din el. Acesta este altoiul și voi mai lua și din acesta. Hoții. O creangă care duce către interior. Am pregătit câteva scule pentru altoire. Am luat foarfeca, un cutter, banda pentru izolat, cuțitul de altoire și un... nu e nevoie de cleștele acesta de altoire pentru că altoiesc în creangă groasă și drujba. O să tai cireșul că a crescut destul de mare, dar Nu a produs până acum nimic. Am aici niște nuclee de împerechere, 3 modele. O să vi le arăt cu altă ocazie. Am luat un grăbitor. Am 3 modele. Acesta este cu ramă frântă de 1x1, cu 4 compartimente. Să lucrați foarte bine, observați că sunt încheiați cu polșuruburi, nu cu capse, că celelalte care le-am luat erau cu capse. Acestea deja, la cutia mai mare, a prins deja polșuruburi. Sunt prelucrați foarte bine, lemnul este foarte uscat, hrănitoare pe fiecare compartiment, cu locaș pe unde intră albina, aici plasă întoarsă și poți pune sirop și... Ramele, acesta, din 3 rame din acestea mici, se formează o ramă întreagă de 1x1. Am să le găuresc, să le pun sârmă și foiță. Dar o să vă arăt în alt filmuleț treaba asta. Acum o să vi-l prezint așa pe scurt. O să vi le prezint pe scurt. Aici sunt niște cărți de vizită, de unde le-am luat. Cei care doriți să cumpărați. Acesta este tot așa, cu 4 compartimente, hrănitor și pe acesta, pe fiecare compartiment. Ramele, din 2 rame, formează o ramă de 1x1. Acesta e un alt model. Un colector de polen pentru placă de, care aveți placă de zbor fixă, se așează pe placa de zbor. Aici se ridică placa activă. În momentul când vreți să dezactivați un lemn aici de 2 cm și ele vor intra pe dedesubt. Și mai am aici, să-l pun deasupra.
Mai am încă un model. Acesta este cu două compartimente. Tot așa, cu hrănitor pe fiecare compartiment. Și din trei rame formează o ramă de 1x2. Mi-au plăcut foarte tare cum sunt lucrate. Și am zis să încerc și aceste trei modele, să vedem dacă mă avantajează să iau pe parcurs. Am să vi le mai arăt când o să le vopsesc. Acesta este cireșul pe care vreau să-l altoiesc. El a crescut destul de mare, dar nu a produs nimic. Și am să-l retez de aici și îl voi altoi. Acum voi curăța tăietura asta gronjoasă de la drujbă. Îl finisez așa, finisez tăietura ca să poată să se vindece frumos. L-am finisat pe primul. Uitați-vă cum arată ăsta nefinisatul. Îl fac așa ca o pană. Cam așa arată. Și iau puțin din laterale. Da? Ca să caluseze bine aici cu coaja. Și acum scurtez la două noduri, un centimetru deasupra ultimului nod, așa, în poziție înclinată. Am să-l și bat puțin. Simte cât mai forțat. Bun.
pun câte 3 și din 3 să vedem care din ei se prind. Pot să-i las pe toți 3 pentru că i-am format către exterior, așa o să pun și pe celălalt și să formeze coroană de aici. Acum am să-l izolez pe ăsta ca să nu ia aer până îl fac eu și pe celălalt. Am să topesc niște ceară să pun acolo pe unde am altoit. Am niște bucățele de astea distânse de la crescături deasupra ramelor. Am pus puțină apă aici. A să mai prind cu scotch, ca să nu se desfacă folia. Să-l curăț și pe al doilea.
Gata, s-a topit. Acum o las puțin să se mai răcească și să o torn acolo, pe altoire. Acum că s-a mai răcit puțin ceara, a prins deja o poșghiță, pot să torn aici, pe... să izolez bine. Să nu prindă aer. Vor veni albinuțele aici. O să le atragă mirosul de ceară. Facem așa ca un dop. Bun. Și în partea cealaltă. Caut să izolez cât mai bine pe aici, pe lângă portal, pe lângă altoi. Am gata. Acum o să vi mai arăt în alte filmulețe când vor da acești mugurași. Am terminat de nivelat, greblat. Acum urmează să pun o pânză antiburieni. A ieșit destul de drept. Am început să intre binișor cu polen. Am adus pânza. Am început să punem de aici din capăt. Decupesc pe la țevile de la micronuclee și pe urmă fac niște copci din sârma asta mai groasă și o să prind pe aici pe unde am decupat. La tuia am decupat. Astăzi este 1 martie. Vă urez o primăvară frumoasă tuturor doamnelor. Am terminat de pus pe aici pe jos
această folie antiburieni. O pâzlă este, ca o pâzlă. Foarte tare. Se strică și caterul în ea. O să mă ajute foarte mult că nu o să mai, iasă burieni pe porțiunea aceasta. Aici am amenajat adăpătoarele pentru albinuțe. Soția s-a ocupat de decor. Terasa albinuțelor. Am aici apă și pe mijloc am pus sirop. Dar astăzi este destul de rece, se anunță o săptămână de vreme mai rece. Albinuțele sunt doar câteva venite. Am adus topitorul solar pe această poziție. Aici, așa cum e pus, toată ziua o să aibă soare. Intenționez ca pe această pâzlă să pun gazon artificial, cum am acolo jos, pentru că sunt foarte mulțumit de acel gazon. Aici am plantat o evodia, sunt al doilea an. Am paulonii, acesta este un paulonia, e cel mai mic de aici. Acesta e un pic mai mare. Acolo am unul de vreo 2 metri jumătate. Am mutat poziția hrănitoarelor proteice. Meniul zilei, apipolen. Nu mai sunt. Sunt câteva care au venit. Foarte frig. Și acum pentru cei mai noi dintre voi care v-ați abonat mai târziu sau mă urmăriți filmulețele mai de curând, am aici niște nuclee de împerechiere cu 3 compartimente. Din respect și admirație pentru colegii apicultori, le-am trecut numele pe fiecare nucleu. Aici îl avem pe Radu Pandrea, de la Viitor Sănătos. Unii dintre ei nu mai sunt apicultori, de exemplu Bogdan Bes. Este un prieten de-al meu. El acum este DJ. Aici este prietenul meu, Jojo George Negreu. Te salut, Jojo! Următorul este David Costică. Marian Morariu. Marina Marian. David Ungureanu. Aici l-avem pe Marin Lelea din Serbia. Te salut, Marine, cu tot respectul. Vasile Mezeniuc. Balaș Inocențiu. Să te salut, domnul Balaș. Domnul Bebe. Aici prietenul meu Dan din Detroit. Te salut cu respect, my friend. Eduard Delculescu. Aici avem nucleul de împerechiere al fetelor, Camelia Grosu, Alina Varadi. Bună, Alina. Informații utile primim de la Alina. Ionela Ghica. Domnul Andrei Ignatov. Doru V. din Texas. Dorian Dumitrașcu din Canada. Nicu Bostan. Prietenul meu Belciu Ioan. Te salut, Belciule. Jean Valjean. Nu știu, nu mai știu nimic de el, nu știu dacă mai este apicultor. Aici îl avem pe Gabriel Petruc. Și uitați, aici avem pe
Costin 2003. Costin 2003 este poziționat, se uită direct la blonde. Așa a căzut. Dragoș Birău este apicultor în Italia. Nu mai știu nici de nimic. Dan Sebastian Ecobici. Dragoș Gavrilă, te salut, Dragoș. L-avem aici pe Dănuț Puișoru. Te salut, Neadane, sănătate și toate cele bune. Mai avem aici pe domnul Daniel Călmuș. L-avem pe Puștiu, te salut, Dan. Și pe domnul Dan Mărgărit. Deci aici începe coloana de nuclei. Haideți să vă mai arăt. Am aici caisul care deja a început să înflorească. Unul din ei, că am mai mulți. Deja pe aici pe jos a început să înflorească. Cum a ieșit puțin soarele, ia uitați fetițele. Deci diferență, acesta e cu sirop, acestea două sunt cu apă. Nu este nicio diferență, au nevoie și de apă și de sirop. Ce mai mi-a rămas, am pus și aici în partea asta, pentru că gazonul se oprea pe undeva pe aici. Stupii care am avut acolo pe margine, primii mei stupii am mutat aici. Am mutat și aici unde le dau eu hrana proteică. Aici am niște zmeură. Și de la zmeură până spre stupi am pus și pe marginea asta. Cam așa se vede stupina de aici din dronă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă doresc multă sănătate și toate cele bune.